Anual, la data de 14 iunie, este marcată Ziua Mondială a Donatorului de Sânge. Organizația Mondială a Sănătății a luat această decizie la cea de-a 58-a reuniune, la care statele membre și-au declarat în unanimitate angajamentul și sprijinul pentru donarea voluntară de sânge. Tema zilei din anul 2016 este Sângele ne unește pe toți, pentru a scoate în evidență legătura între donatorii de sânge și pacienți. Manifestarea are rolul de a aduce un omagiu donatorilor voluntari și, în același timp, prin sărbătorirea acestei zile, se dorește creșterea gradului de conștientizare a nevoii de donații constante de sânge pentru pacienții care au nevoie. La Giurgiu, de Ziua Mondială a Donatorilor de Sânge, doar 9 persoane s-au prezentat la centrul din municipiu pentru a dona sânge. Astăzi, mai mult decât oricând, vă mulțumim că ați venit, pentru că prin intermediul dumneavoastră putem să adresăm și noi mulțumiri tuturor donatorilor voluntari de la Giurgiu, din orașul Giurgiu, județul Giurgiu, din țara noastră și de peste tot din lume, pentru că astăzi, 14 iunie, este Ziua Mondială a Donatorului de Sânge. Am marcat-o destul de bine, adică am avut un număr de 9 donatori, inclusiv colega dumneavoastră, care a venit astăzi și a donat. Și dacă dintre colegii dumneavoastră mai doresc și alții să vină să doneze, noi suntem aici, suntem în fiecare zi, de la 7:30 până la 12:30 pentru recoltări, dar pentru informații ne pot găsi până la 3:30. Transfuziile de sânge și produse din sânge ajută la salvarea a milioane de vieți în fiecare an. Aceste operațiuni medicale pot ajuta pacienții care suferă de afecțiuni ce pun viața în pericol și susțin procedurile medicale și chirurgicale complexe. Transfuziile de sânge au de asemenea un rol esențial de salvare în îngrijirea mamei și a copilului și în timpul dezastrelor provocate de om și naturale.